Bun găsit, dragi ascultătorii ai Radioului Maria. Ne aflăm în studioul de la Iași, sunt preotul Cornel Cadar. Ne propunem să discutăm cu această ocazie despre familie, pentru că suntem în preajma Crăciunului și Crăciunul, în primul rând, ne vorbește despre familie. Iosif, Maria, Pruncul Iisus, urmează Duminica Familie, o duminică specială în Biserica Romano-Catolică, când ne vom orienta spre Sfânta Familie ca model pentru familiile de astăzi. Discutăm așadar despre familie astăzi. O facem cu invitații noștri din studioul Radio Maria Iași. Invitații noștri pe care îi salut și vi prezint Părintele Ferician Tiba, director al Oficiului pentru Familii din Dieceza de Iași. Bine ați venit, Părinte, la această emisiune. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii Radio Maria. Și pentru că discutăm despre familie astăzi, cu cine să o facem decât cu o familie? Ca atare, am invitat în studio o familie, familia Andrici, Matilda și Ștefan. Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație! Bine v-am găsit! Voi începe cu dumneavoastră, Părinte Ferician. Precizați ce înseamnă pentru ascultătorii noștri, ce înseamnă director sau responsabil al Oficiului pentru Familii? Din punctul meu de vedere e ceva simplu, unul care merge alături de familie, așa cum Iisus a mers alături de ucenicii săi. A merge alături de familie, mai ales în condițiile de astăzi, înseamnă a o însoți, iată, în acest drum de multe ori dificil, dar a-i spune că originile ei se găsesc în Dumnezeu, Dumnezeu are un proiect cu ea, cu familia, și că indiferent de ceea ce se întâmplă, bune, rele, grele, în această lume, Dumnezeu își duce la capăt planul său. Misiunea mea, ca director, ca și coordonator al Oficiului pentru Familii din cadrul Diecezei de Iași, misiune încredințată de episcopul Petru Gherghel, este tocmai pe această linie a încurajării, a vestirii, dacă vrem, a Evangheliei, căsătoriei și a familiei. De când este acest oficiu în Dieceza de Iași? Oficial, este un rezultat al celebrării sinodului. Așa cum știm, Dieceza de Iași a avut un sinod diecezan care s-a sfârșit în anul 2004 și Oficiul pentru Familie, cumva o concluzie pe lângă alte oficii ale acestui sinod. Familia Mandrici, de când sunteți căsătoriți? Suntem căsătoriți din anul 1997. Avem 17 ani de căsătorie. Mai țineți minte și data, domnul Ștefan, de când v-ați căsătorit? Da, țin minte această dată, 3-4 septembrie 1993, de când am spus da prieteniei noastre. Felicitări, vă puneam această întrebare chiar dumneavoastră, pentru că așa cum cunosc și ascultătorii noștri și cum știe toată lumea, bărbații țin mai greu minte datele de căsătorie, de prietenie, mă rog, și atunci trebuie să le amintească soțiile. Câți copii aveți? Avem 2 copii, o fată de 15 ani, Maria Luiza, și un băiețel de 10 ani, Thomas. Bine, deja sunt mari. Părinte Ferician, pentru că suntem în preajma Crăciunului, v-aș întreba ce admirați mai mult la Sfânta Familie, gândindu-vă în aceste zile că atunci când păstorii au venit în grabă, au întâlnit familia sfântă și la fel au făcut și magii când au ajuns de departe, l-au găsit pe Pruncul Iisus și alături de Pruncul Iisus, Maria și Iosif. Cred că ceea ce lovește prima dată când privim la Sfânta Familie și când personal privesc la Sfânta Familie este modalitatea în care a înțeles planul lui Dumnezeu. Așa cum vom auzi în aceste zile lecturile pe care le vom citi, mai ales Evanghelia ne va vorbi despre greutatea pe care a întâmpinat-o Maria și Iosif în a-L aduce în această lume pe Pruncul Iisus. Nu repet acum, dar știm ce s-a întâmplat, a fost primit, n-a fost primit acolo la Betleem, cum l-a născut. Ceea ce e impresionant e această capacitate de a purta planul lui Dumnezeu înainte, indiferent de greutățile prin care, dacă putem să spunem așa, nu familia, nu Sfânta Familie ca atare s-a pus, ci au fost cei din jur care a pus această familie în dificultate. E bine, e de apreciat
că indiferent de ceea ce omul pune ca piedică, iată, în fața planului lui Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu, avându-L pe pruncul Iisus, deci pe Dumnezeu în ea, Sfânta Familie și familia, de ce nu, face față. Dumneavoastră ce admirați mai mult la Sfânta Familie, domnul Ștefan? Admir de mic copil, rămas impresionat de acea sărăcie care se găsește în Iesle, văzând-o cu ochii noștri umani. Dar dincolo de această viziune cu ochii umani, vezi multă iubire. Și rămas impresionat cum a putut Dumnezeu cu puterea Lui să se nască într-o familie săracă. El a dat lumii pe Fiul Său, putea să-L aducă într-o familie bogată, cu palate. Nu, a ales sărăcia. Pentru că din sărăcie poți descoperi adevăratele valori a familiei, a vieții. Aceeași întrebare, ce admirați atunci când priviți spre Sfânta Familie? Ce vă place mai mult? Eu admir foarte mult simplitatea lui Dumnezeu de a se naște într-o familie modestă și aș putea să spun non-conformistă. Pentru că Maria este o copilă care nu cunoaște bărbat. Sfântul Iosif, deși este greu să înțeleagă misterul Duhului Sfânt, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu se ghidează după legile oamenilor, ci se lasă conduși de voința lui Dumnezeu. Am putea să ne întrebăm de ce Dumnezeu a ales pentru Fiul Său o familie săracă, o familie care încă nu era închegată. Și cu toate acestea, familia din Nazaret este modelul perfect de familie. Cred că acest lucru a fost posibil pentru că Dumnezeu s-a uitat la inima Mariei și la inima lui Iosif. Nu și-a ales familia în funcție de condițiile umane, ci în funcție de capacitatea inimilor de a iubi. Părinte Felician, pentru că vorbim de familia sfântă din Nazaret, model pentru familiile noastre, cum ați caracteriza dumneavoastră o familie creștină? Simplu de tot ca o familie creștină, dar dacă e să intrăm în amănunte, o familie creștină cred că se deosebește de una necreștină prin faptul că în sânul ei, în ea ca atare, se trăiește mesajul Evangheliei. Bucuria aceasta a mesajului propovăduit de biserică prin slujitorii ei, dar mai ales însușit, pus în viața de zi cu zi de cei doi soți împreună cu copiii. Deci aș vedea nu atât ca și concept familie creștină și atât, ci mai degrabă o familie care se vede din exterior că trăiește ceea ce Evanghelia ne învață. Spunea domnul Andrici de iubire. E eticheta unei familii creștine. Când vezi o familie că se iubește, transpare această bucurie, această seninătate și în afară și mă lipsește. O familie care, ca și mesajul Evangheliei, te lovește și te determină să iei o atitudine. Mă îndrept spre familia Andrici. Vă reamintesc că Matilda și Ștefan, invitați în studioul nostru, Radio Maria din Iași, pentru a vă întreba, mi-ați spus deja, sunteți căsătoriți de 17 ani. Care sunt elementele, după părerea dumneavoastră, care țin o familie unită? Ce anume ține o familie unită? Cred că este foarte importantă calitatea comunicării, comunicarea și rugăciunea, încrederea în Dumnezeu. Fără Dumnezeu, fără conexiunea, legătura care o face rugăciunea, o familie se poate pierde foarte ușor și orice om. Din punct de vedere al soțului, ce ține o familie unită? Da, este adevărat, comunicarea și iubirea. Fără mult exemplu și multe explicații încearcă să se dea în privința Sfintei Treimi. Sfânta Treime este legată de o iubire imensă și această iubire se manifestă și în familie, tată, mamă, copii. Trebuie să fie o iubire
care să se dăruiască celuilalt și cred că celelalte probleme se pot rezolva prin această iubire, această dăruire. Dar dacă priviți în urmă la cei 17 ani de căsătorie pe care îi aveți, ce ați putea să spuneți despre care ar fi cele mai mari bucurii și dificultăți ale familiei voastre? Care ar fi? Eu cred că cea mai mare bucurie a unei familii, cu siguranță, sunt copiii pe care Dumnezeu îi dăruiește unei familii. Nu-ți poți explica acest dar de la Dumnezeu. Dar, totuși, gândindu-te la iubirea pe care Dumnezeu o revarsă asupra familiei, trebuie să dorești la rândul tău și tu iubire, să contribui la această iubire. Și la această iubire vine și rodul ei, copiii și armonia din familie. Asta bucurii, dar la dificultăți? Păi nu poate exista o familie fără dificultăți. Cu siguranță nu putem ascunde acest lucru, dar fiind înrădăcinați în această iubire, în sacramentele pe care biserica le oferă oamenilor, poți depăși problemele care cu siguranță există în familiile noastre. Sunt sigur că soția va numi câteva dificultăți. Dar hai să începem mai întâi cu bucuriile. Care sunt? Da, cred că, deși sunt multe dificultăți în viața unei familii, trebuie să vedem aspectele pozitive și, într-adevăr, bucuriile, pentru că viața de familie trebuie să fie o continuă bucurie și asta depinde de noi. Depinde de noi cum vedem lucrurile, pentru că și un moment de tensiune sau de discuție, dacă suntem capabili să vedem lucrurile dincolo de aparențe, se poate transforma tot într-un moment de bucurie, pentru că suntem toți diferiți, nu suntem perfecți, suntem oameni normali și normalitatea face parte din viața noastră. Deci rețin copiii cea mai mare bucurie și că mai sunt și tensiuni. Asta sigur că e firesc. Părinte Felician, aș dori să vă întreb despre pericolele asupra familiei de astăzi. Care ar fi aceste pericole? Mai ales când ne gândim, statisticile nu sunt încurajatoare. Ne spun despre multe divorțuri. După București, urmează Moldova la numărul de divorțuri. Ar fi multe, dar eu le-aș sintetiza într-una singură, dacă pot să spun așa, și anume competiția dintre soți. În momentul în care într-o familie începe această competiție, când unul dintre soți începe să spună celuilalt: eu sunt mai capabil, eu, iată cum trăim astăzi aceste momente mai dureroase legate mai ales de câștig, eu câștig mai mulți bani decât tine, celălalt se simte înjosit. Și încet, încet, fără să ne dăm seama de multe ori, iată, se ajunge la aceste probleme. De multe ori se ajunge la divorț. Care mai de care? Care e mai inteligent? Care, cum spuneam, câștigă mai mult? Care e mai capabil? Care se descurcă mai bine în lume cu oamenii? Competiția. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu a vrut familia ca un întreg. Ca un întreg, nu două părți care sunt mereu în întrecere. Dacă e să fim realiști și să privim puțin în jur, această competiție e oarecum generată și de prezența tuturor mijloace. Dacă ne uităm, mass media, această tehnică care se dezvoltă pe zi ce trece, îi îndepărtează oarecum până și pe soți unul de celălalt. E ca un vierme care roade în această valoare care ne-a mai rămas astăzi, dacă putem să-i spunem așa, care este familia, fără să ne dăm seama. Și dacă, cum spuneați, la București sunt cele mai multe divorțuri, apoi vine Moldova, mulți ar tinde să spună e din cauza sărăciei, a lipsurilor materiale. Eu aș spune a sărăciei spirituale, umane. Pentru că înainte de orice e aspectul uman cel care contează. Dacă din punct de vedere uman nu suntem bogați, nu vom fi nici spiritual și cu atât mai puțin material. Legat de implicarea bisericii în aceste dificultăți, aș dori să vă întreb
Cum se implică biserica? Și întrebarea asta vă pun pentru că mulți spun biserica s-a implicat doar în ziua căsătoriei noastre. După aceea, eu nu l-am mai văzut pe părintele, n-am mai văzut cum anume rezolvă mie biserica problemele care au apărut în familia mea. Aici aș răspunde, pornind de la un citat al Papei Paul al VI-lea din enciclica Populorum Progressio, unde spune la un moment dat că biserica nu oferă locuri de muncă. Ce vreau să spun? Poate că noi ne așteptăm și familia, în general, așteaptă de la biserică soluții miraculoase, rețete. Pentru că se întâmplă acest lucru de multe ori. Fie bărbați, fie femei, soți, soții, care vin și spun ce să fac, cum să rezolv această situație, această stare la care am ajuns, pe care eu nu mi-o doresc. Și așteaptă, așa cum așteaptă de la medic, o rețetă. E bine, biserica, așa cum nu oferă locuri de muncă, nu oferă nici rețete precise. Pentru că, spunea doamna Matilda, suntem persoane diferite. Familia, chiar dacă e formată dintre un bărbat și o femeie și e o singură entitate, sunt două persoane totuși. Și trebuie să ținem cont de acest aspect. Fiecare familie trebuie luată individual, cu fiecare persoană trebuie vorbit separat și dacă e să o recunoaștem, fiecare persoană, așa cum are meritele ei, are și vina ei. Într-un divorț, vă spun, nu există ca una dintre persoane să aibă 100% vreo vină și cealaltă să nu fie vinovată. E mereu 50% și 50%. Aș spune, trebuie să lucrăm mult la această conștientizare a ceea ce putem face din punct de vedere uman, antropologic. Cu acordul dumneavoastră, vă propun acum o pauză muzicală și apoi vom reveni și vom continua subiectul despre familie. Revenit în studioul Radio Maria Iași, în direct, suntem la o emisiune despre familie, pentru că suntem în preajma Crăciunului și Crăciunul ne vorbește în primul rând despre familie. Suntem cu invitații speciali pe care îi avem cu această ocazie, Părintele Ferician Tiba, familia Matilda și Ștefan Andrici. Mă îndrept spre dumneavoastră, Matilda și Ștefan, pentru a vă întreba: cum v-ați cunoscut? 17 ani de căsătorie? Probabil că au mai fost și câțiva ani de prietenie, nu? Da, au fost 4 ani de prietenie și dar noi ne cunoșteam încă de copii, pentru că frecventam aceeași biserică. Ne-am născut în localitatea Butea, județul Iași, și practic am crescut în biserică și ne-am cunoscut în biserică. Participând la diferite practici religioase în cadrul acțiunii catolice, la pregătirea cântărilor religioase, pentru că Ștefan a studiat școala de cantor bisericesc și așa ne-am cunoscut. Întâi am fost prieteni, amici și ușor s-a născut ceva mai mult între noi și am fost prieteni timp de 4 ani de zile, după care ne-am căsătorit. Dumneavoastră, domnul Ștefan, cum ați remarcat-o dintre mulțimea de fete de acolo? În primul rând, soția mea avea o rudă aproape vis-a-vis de noi. Și când venea cu mama ei, cu mama soacră acum, când venea la ruda lor, o vedeam. Și, cum să zic, s-a născut acel frumos, acea dorință de a comunica cu această persoană, de a o avea alături, de a
de a împărtăși anumite lucruri pe care la o anumită vârstă nu le mai împărtășești cu părinții. Cred că de acolo a plecat prima viziune de a ajunge, de a colabora, de a face o prietenie. Și a venit momentul când ați cerut-o în căsătorie sau cum? Da, a venit și momentul, îmi amintesc, după 4 ani de zile, când am zis, eu îmi doresc foarte mult să te am de soție. Și pe moment a spus, mai trebuie să ne mai pregătim, să ne cunoaștem. Dar a venit și acel moment când am primit răspunsul da și am fost foarte bucuros, foarte fericit, amândoi. Ce ați apreciat și ce apreciați și acum la Ștefan? Că bănuiesc că v-a tras atenția niște calități, ceva de a zis da, că altfel da, spuneați că vă mai gândiți. Cu siguranță, pentru că era și este un om deosebit. Era un tânăr care se putea remarca între alții. Am apreciat multe lucruri, dar cred că dincolo de asta a fost feeling-ul care s-a creat, care e dincolo de cuvinte, nu se găsesc cuvinte pentru a exprima, și credința lui. Era un tânăr foarte credincios. Dar dumneavoastră, domnul Ștefan, ce ați apreciat la soția dumneavoastră? Cred că vorbim de același sens, acel feeling care nu pot să le explici prin cuvinte. Eu fiind dascăl în satul Budea, având acești tineri cu mine tot timpul, s-a creat acel feeling care nu ți-l poți descrie în cuvinte. De acolo a pornit, practic, și mi-am dorit foarte mult și am încercat, și ceea ce m-a ajutat foarte mult a fost rugăciunea. Că mi-am dorit. Și țin minte că era o rugăciune pentru o fată bună. Frumos. Urmează, sigur, și a urmat și pentru dumneavoastră pregătirea pentru căsătorie. Mă îndrept spre dumneavoastră, Părinte Fericean. În ce constă, și o spunem mai ales pentru ascultătorii care, știu eu, nu sunt așa obișnuiți cu ce se petrece în biserică, în ce constă pregătirea tinerilor pentru căsătorie? Și ce rol are această pregătire? O pregătire, dacă îi putem spune, integrală, completă, după părerea mea, constă în cele două etape, și anume pregătirea spirituală și pregătirea umană. De ce pregătire spirituală și umană? Spirituală pentru că tinerii se pregătesc să celebreze un sacrament. Sacramentul este o acțiune a bisericii. Se celebrează în biserică de către un slujitor al bisericii și se celebrează în numele lui Dumnezeu. De fapt, e Dumnezeu cel care îi unește pe cei doi tineri. Și ei, odată încheind sacramentul căsătoriei, trebuie să fie conștienți de harul pe care îl primesc, de deschiderea pe care o primesc intrând în această mare familie a familiilor bisericii prin celebrarea sacramentului căsătoriei. Și în momentul în care, omenește vorbind, intri într-o realitate, trebuie să cunoști acea realitate. De aici necesitatea formării spirituale, care, de regulă, așa cum știm, constă în aducerea la cunoștință celor doi tineri date despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre biserică, despre sacramente, despre porunci, despre rugăciune, munca, aliment care însoțește viața de familie. Și vine apoi pregătirea umană, care e la fel de importantă ca și cea spirituală. Ba aș spune, înainte să fim creștini, suntem oameni. Mai degrabă, o formare spirituală se construiește pe cea umană. Formare umană care, la rândul ei, cel puțin, e vorba de formare pe care noi o propunem ca oficiu pentru familii din partea acestei entități a bisericii, și anume o formare care se bazează pe studii antropologice. Este vorba despre știința despre om, apoi sunt specialiști care vorbesc despre metodele de concepere naturală, avem și un psiholog, un pedagog, de fiecare dată în cadrul acestei etape de formare aducem și o familie care să împărtășească la rece, dacă putem spune așa, sau la cald, cum vrem să o luăm, efectiv, cum se petrec anumite momente din familie. Și nu odată în cadrul acestor cursuri au ieșit la iveală întrebări
foarte importante, foarte interesante, care i-au uimit până și pe cei care erau puși să răspundă. Aceasta înseamnă că tinerii arată o deschidere față de această formare, atât umană cât și spirituală, și sunt dornici să le îmbrățișeze. Pe de altă parte, s-ar putea obiecta, bine, și ce schimbă privind la efecte. În ziua de astăzi, cum știm, familia trece prin momente de criză și se poate obiecta, iată, într-un loc sau altul al bisericii, într-o țară sau alta, sunt atâtea persoane care au trecut aceste cursuri, le-au parcurs, de ce totuși asistăm la atâtea divorțuri, la atâtea probleme? Sunt convins că nu e rezultatul acestor cursuri, ci de regulă sunt alte motive, sunt mult mai profunde, sunt motive efectiv antropologice care țin de identitatea omului ca atare. Pentru că în momentul în care omul nu se mai înțelege pe sine, nu-l mai înțelege nici pe celălalt. În cazul de față, un soț care nu-și mai găsește identitatea nu se va regăsi nici în prezența soției, nici în prezența copiilor și viceversa. De aceea, aș spune, imperios, necesar, din partea noastră ca biserică, să asigurăm cele două tipuri de formare, umană și spirituală, tinerilor care se pregătesc și, sigur, nu ne oprim acolo, soțim familia și după ce... Cine face această pregătire? Propriu-zis, cel puțin în cadrul oficiului pentru familii, din cadrul diecezei noastre, este o echipă de specialiști care propune aceste cursuri. E, dacă putem spune așa, o programă pe care am gândit-o cumva în urma studierii altor programe din alte dieceze și am văzut că e important și prinde. Ne-am uitat puțin și la nevoile locale și am adaptat cumva această problemă privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales prin aducerea, cum am spus, a psihologului, a pedagogului. Dar gândiți-vă că acum ne ascultă nu numai din Moldova, ci sunt din București și mai ales din zona Ardealului, Beiuș, Baia Mare, Satu Mare, ascultători ai Radioului Maria, care sunt mulți. Cu ei cine face pregătirea? Oamenii sunt la fel peste tot. Toți au nevoie ca cineva să le spună. Eu personal, dacă ar trebui să intru, cum am spus, într-o realitate, m-aș bucura să știu unde intru. Probabil că preoții la nivel local fac aceste pregătiri. La nivel de dieceze, cred că există oficii care să asigure această pregătire. Dacă nu, ne oferim noi să o facem la dar nivel oricum, național. Cei care s-au căsătorit sau doresc să se căsătorească se înscriu mai întâi la parohie, așa cum au făcut și cei și familia care o avem aici, familia Andrici. Este prima datorie a părintelui paroc să inițieze pregătirea aceasta și apoi împreună cu colaboratorii, cu părinții vicari și cu ceilalți asigură o astfel de pregătire. Așa a fost și în cadrul dumneavoastră, nu? Da. Cum a fost pregătirea? Păi noi ne-am înscris la Butea, la parohie, era părintele Alois Dămoc și ne cunoștea pentru că practic am crescut sub privirea părintelui. El ne-a format până am devenit tineri și după aia eu am fost plecată o perioadă în Italia, dar am comunicat, am ținut legătura cu părintele și când m-am reîntors am continuat pregătirea pentru căsătorie. Nu v-au pus întrebări dificile părinții, nu? Preoții. Au pus și întrebări dificile, dar am trecut examenul cu bine. Și a urmat căsătoria. Când a fost, mai precizați încă o dată data? 17 august 1997. Ce rețineți frumos de la căsătoria dumneavoastră? Dimineața, chiar în ziua nunții, duminică, trezindu-mă dis de dimineață, trăind emoția că peste câteva ore voi spune da, cred că acel moment, acea perioadă a fost ceva unic în viață, dar și cu dorința de a ajunge cât mai repede la acel moment, a fost frumos, mă uitam și la costumul de mire,
mă uitam la casa părintească pe care în curând o voi părăsi. A fost o bucurie și o fericire care nu poți exprima în cuvinte, o trăire sufletească frumoasă. Dumneavoastră, ce vă amintiți frumos de ziua căsătoriei? Da, la fel și eu. Mi-amintesc acea zi, mi-amintesc toate clipele, bucuria cu care m-am trezit dimineața și convingerea că făceam un pas sigur. Eram foarte sigură de mine, eram sigură că vreau să mă căsătoresc cu Ștefan și apoi toată ziua, toate momentele care au urmat, momentul promisiunii în fața lui Dumnezeu și al prietenilor, foarte mulți prieteni erau prezenți, familiile noastre, eram fericiți. Îmi amintesc că am trăit fiecare moment, fiecare clipă. Era un moment important care l-am păstrat și care îl retrăiesc și astăzi. Când, în special în momentele de dificultate, mă reîntorc să mă hrănesc din acele momente. Dacă ar fi să vă gândiți, ce rol credeți că are liturghia, mersul la biserică, rugăciunea, știu eu, citirea Scripturii în familie și în special în familia dumneavoastră? Cred că rugăciunea are un rol fundamental în familie, pentru că este modul cel mai frumos de a comunica între noi, membrii, și între noi cu Dumnezeu. Fără rugăciune, fără Dumnezeu, practic ne-am pierde. Nu am mai fi o familie unită, pentru că El ne alimentează. Și Sfânta Liturghie are un rol extrem de important, pentru că acolo se întâmplă miracolul vieții, acolo se jertfește Iisus, ne transformă așa cum transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Său. Este școala iubirii, atât pentru părinți cât și pentru copii. Dar Sfânta Liturghie. Din punct de vedere practic, domnul Ștefan, când vă rugați în familie? Eu, de mic copil, mi-amintesc că mama, când ajungeam seara să ne culcăm, chiar dacă adormea, la un moment dat se trezea, pentru că noi copiii nu adormeam așa repede. V-ați rugat? Și atunci încercam să spun, da, fratele meu nu s-a rugat. De mic copil am fost învățați cu rugăciunea, mai ales rugăciunea de seară este foarte important după o zi de muncă, de activitate, să te poți retrage în tine însuți, chiar și copil, și să poți mulțumi lui Dumnezeu printr-o rugăciune. Apoi, crescând mai mare, rugăciunea a venit mai intensă. Mi-amintesc drumul de acasă până la biserică. Încercam să fac rozare, altădată reușeam tot, altădată nu. Este foarte important a rugăciunii zilnice, făcută și după aceea în familie. Mi-amintesc că și la noi în familie se făceau acele momente, mai rar, dar se făceau cu mult devotament. Și în familia dumneavoastră? Da, și în familia noastră. S-a păstrat obiceiul acesta de rugăciune seara, dimineața? Da, ne rugăm și mi-mi place să facă copiii rugăciunea, mai ales rugăciunea la masă, îi spun întotdeauna al Thomas, rugăciunea. Și începe rugăciunea. Este o plăcere pe care o trăiesc ascultând, făcând rugăciunea copilul. Iar luna mai, luna octombrie, încercăm și noi a ne ruga împreună toți rozarul. Este un moment unde familia se unește și nu numai ea, ci se unește cu Dumnezeu. Rozarul în familie. Rozarul în familie, soț, da. Soție și copii. Da, da. Se mai practică astăzi? Cel puțin la noi se practică. Nu putem spune că îl facem zilnic, dar sunt momente în timpul anului când, mai ales luna mai și octombrie, când ne dedicăm acestei devoțiuni, acestea Sfântă Fecioare Maria. Tot din punct de vedere practic, când participați la liturghie și cum faceți? Categoric participăm în fiecare duminică la Sfânta Liturghie și încercăm. Am dorit să ne hrănim în fiecare zi din Sfânta Liturghie, dar poate nu reușim chiar zilnic, dar oricum, destul de des. Dar de ce trebuie așa de des să venim la liturghie? Pentru că ne simțim bine. Ne hrănește. Pentru că acolo putem să
lăsăm grijile noastre, acolo ne simțim transformați. Când ieșim de la Sfânta Liturghie, suntem alți oameni. Simțim acest ajutor. Vă mai găsiți timp, știu eu, să mai citiți reviste creștine sau cărți creștine sau Scriptura, Evanghelia? Mai găsiți un astfel de timp? Da, sigur că când dorim, găsim timp. Numai dacă nu dorim, nu găsim timp. La noi, în Noul Testament, stă pe masă. În special, avem Biblia în casă, dar Noul Testament este preferat de Thomas și îl are în camera lui, între cărțile lui, chiar dacă uneori când fac curat încerc să-l dau mai la o margine ca să-i fac spațiu pentru cărțile de școală, el îl readuce în atenție și din când în când citește chiar și singur. Și este foarte plăcut când citim împreună și pe copiii fascinează foarte mult creația. Și de acolo se nasc foarte multe întrebări. Părinte Felician, ce rol au toate astea în viața unei familii? Rugăciunea, liturghia, citirea cărților sfinte, a vieților de sfinți, ajută cumva familia, o ține mai unită sau, știu eu, sunt indiferente lucrurile astea? Cum spuneam, familia își începe viața prin celebrarea sacramentului căsătoriei. Deci intră oficial în marea familie a familiilor bisericii prin căsătorie. Ca atare, făcând parte din biserică, hrana pe care o dă biserica este aceasta, cuvântului lui Dumnezeu, a rugăciunii. Și așa cum în viața de zi cu zi, pentru a crește fizic, familia are nevoie de hrană trupească, cred că pentru a crește spiritual, deci ca biserică domestică, are nevoie de toată hrana aceasta, pe care îi admir pe acești doi părinți, soți, că iată găsesc timp și pentru Dumnezeu și știu să-și hrănească la rândul lor copiii din aceeași hrană din care au crescut și ei la rândul lor, bine știind că le face bine. Cum spunea domnul Ștefan, mama care i-a învățat de mici să se roage. Ce frumos e când avem de unde să transmitem mai departe copiilor noștri ceea ce la rândul nostru am primit de la părinți. Și apoi faptul de a fi creștin, de a fi o familie creștină bună, exemplară, e molipsitor și devine efectiv un exemplu, un imbold și pentru ceilalți, pentru celelalte familii care astăzi mai mult ca niciodată cred că au nevoie de exemple, de familii la care le-a reușit. Și astfel încât pot să privească la aceste familii și să-și spună și noi vom reuși. Vă propun din nou o pauză muzicală și apoi vom reveni și vom continua discuțiile noastre. Am revenit în studio, dragi ascultători, studioul Radio Maria din Iași, cu invitații noștri, Părintele Felician Tiba, familia Matilda și Ștefan Andrici. Vorbim despre familie pentru că suntem în preajma Crăciunului și Crăciunul ne vorbește în primul rând despre Familia Sfântă. Părinte Felician, mă îndrept spre dumneavoastră, sigur că și dumneavoastră v-ați născut într-o familie. Ce rețineți frumos din familia dumneavoastră? Cred că momentul cel mai frumos era când ne chema mama la masă și ne spunea, haideți că mâncarea este gata. Și evident că această masă nu începea înainte de a ne spune rugăciunea. Dacă e să remarc și alte momente frumoase, au fost, spre exemplu, în momentul în care
Știu că mama dispărea un timp de acasă și după vreo câteva zile apărea din nou și ne mai aducea o surioară sau un frățior. Și nu înțelegeam noi prea mult atunci, dar era o bucurie pentru că devenea automat unul dintre noi copii de pe uliță, de pe stradă. Și cu cât eram mai mulți, cu atât eram mai puternici. Noi suntem 7 frați și mă bucur cu asta, pentru că mereu am avut momente nu de plictiseală, ci efectiv momente în care am învățat unii de la alții și apoi toți de la alte familii, de la copiii altor familii. Acestea sunt puține, cu siguranță acum e greu să le răscolesc, dar faptul că astăzi, iată, sunt preot, probabil că în spate este un întreg ansamblu de bine care vrând nevrând a orientat acest drum până aici. Familia Andrici, Matilda și Ștefan, sigur ați acceptat să veniți la această emisiune, sunteți sub tirul întrebărilor și ca tare întrebarea următoare este tocmai asta. În cei 17 ani v-ați certat vreodată? Niciodată. Glumesc. Clar că au fost momente de discuții, de certuri, pentru că suntem, așa cum spuneam, suntem persoane diferite, cu caractere diferite, dar cel mai important este în astfel de momente să facem un pic de liniște atunci când spiritele se aprind și nu se mai înțelege nimic, să facem un pic de liniște și să intrăm în interiorul nostru, pentru că acolo locuiește Dumnezeu și acolo ne regăsim. Și regăsindu-ne pe noi, practic înțelegem unde am și greșit și cum putem să înțelegem și pe celălalt, să înțelegem părerea lui, să înțelegem caracterul lui, absolut totul. Și da, au fost și momente de certuri, dar și acestea sunt momente frumoase, pentru că ne construiesc atât individual cât și ca familie. Sunteți de acord că au fost certuri, nu? Da, sunt de acord, pentru că împreună amândoi am creat aceste certuri, dar este important, cum este vorba românului, să ai capul între umeri și să te oprești la un moment dat, să analizezi că poate și tu ai un pic de vină, să faci un pic de tăcere și să chiar și să te rogi și rogi pe Bunul Dumnezeu ca să-ți dea putere și să depășești aceste momente. Au fost și vor fi în continuare, dar la bază stă rugăciunea și unitatea familiei. Practic, astea sunt soluțiile pentru a depăși tensiunile, da, nu? Da, fără rugăciune, nu, orice rețetă ar avea orice persoană, fără rugăciune nu se poate depăși aceste momente. Și când au fost asemenea certuri, cine a făcut primul pas sau cum s-au petrecut lucrurile spre împăcare, spre refacerea relației? Cred că Ștefan este mai bravo în această direcție. El întotdeauna are capacitatea mai mult decât mine de a face acest pas. Îl fac și eu în interiorul meu, dar el este o persoană mai bună, probabil, decât mine. Nu cred că mai bună, dar mai bun. Dar cum putem descoperi acest defect, să zicem, între a te opri, a face primul pas? Nu cred. Cred că într-o familie se completează. Eu am să-mi spunem, dar nu. Dar îmi dau seama și sunt o persoană mult mai sensibilă la locul acesta. Îmi pare rău pentru că se întâmplă acele momente. Dar totuși trebuie să facă cineva primul pas. Într-o familie, dacă ne oprim acolo, nu rezolvăm nimic. Trebuie să fie unul dintre noi să facă acel pas și este un pas esențial, cred că. În multe cazuri are un rol important. Venim la copii. 2 copii de câți ani încă o dată? 15 și 10 ani. 15 și 10 ani. Povestiți despre ei. Da, copiii noștri sunt 2 copii normali ai acestor timpuri. Cred că nu sunt 2 copii
perfecți. Dar așa cum spuneam, pentru mine perfecțiunea înseamnă să ai capacitatea să te modelezi și să devii, să te formezi, să devii om adevărat. Este o relație, am încercat să creăm cu ei mai mult o relație părinte-copil și apoi prieteni. Și acest lucru, prin acest lucru am încercat să le dăm de înțeles că nu o facem dintr-o autoritate, pur și simplu o facem din iubire și din dorința de a respecta legile lui Dumnezeu. Sigur că de multe ori le dăm și lor posibilitatea să își exprime dorințele, problemele care le au, dificultățile pentru vârsta lor specifice și le dăm și spațiu pentru a găsi rezolvare, dar noi întotdeauna stăm în umbră și îi urmărim și încercăm să-i ajutăm când se află în dificultate. Dar care sunt cele mai mari dificultăți pe care le vedeți astăzi în educația copiilor? Și pornind de la copiii dumneavoastră, evident. Da, mă refer la Maria Luisa, că este mai mare. Probleme și dificultăți ar fi mass media, care astăzi au pune la dispoziție toate modalitățile prin care copiii au acces. Și, cum știm, multe dintre ele nu sunt educative, din contra, dăunează. Ei fiind la o vârstă fragedă, la început de drum, nu-și dau seama. Și de aceea noi, părinții, stând în spatele lor, urmărindu-i, trebuie să fim capabili să reușim a dialoga cu ei. Dialogul cu ei contează foarte mult. Adică sunt atrași spre internet, spre cu siguranță, Facebook, telefon. Acum, astăzi, ca niciodată, telefoanele sunt pe primul loc și un telefon ai toate condițiile. Internet, de la telefon poți intra în contact cu orice situație, orice neplăcere, să spunem mai mult. Că la un moment dat telefonul, în loc să fie ceva util de a comunica, a ajuns și la un moment dat și este cu adevărat, este un lucru care dăunează foarte mult și a sănătății spirituale și a sănătății fizice. Și reușiți cu proprii copii să le impuneți un program, să le dați o direcție? Da, încercăm să le facem reguli. Adică sunt momente când au studiu și poate și momente recreative, dar avem șansa că copiii noștri sunt foarte, foarte ocupați. Practic sunt toată ziua la școală pentru că fac și opționale, fac muzică, fac pian și au și alte activități și să spunem că această activitate, aceste ocupații nu le permite foarte mult timp de a sta pe aceste mijloace de comunicare, că așa cum spunea și Ștefan, sunt foarte periculoase, mai ales pentru că se încearcă să se transmită mesaje subliminale. Pare un mesaj foarte ok, dar de fapt în spatele lui întotdeauna stă un pericol. Dar dacă ar fi să vă opriți asupra bucuriilor pe care le aduc copiii dumneavoastră, care ar fi aceste bucurii? Ce ți avea de spus în domeniul acesta? Pentru mine bucuria cea mai mare este când reușesc să comunic cu copiii mei. Și nu mă refer neapărat prin cuvinte. Când simt că există o conexiune între noi, când privirile noastre sau sentimentele noastre sunt pe aceeași lungime de undă, când ne putem înțelege prin cuvinte sau dincolo de cuvinte, pentru că nu ajunge doar o comunicare prin a spune copilului fă așa și copilul spune da, mama, fac așa sau nu. Cred că se vorbește de feeling aici, de relația dintre părinți și copii. Bucuria cea mai mare este atunci când eu îi simt cu noi. Domnul Ștefan, îmi povesteați de exemplu de băiat că este ministrant. Deci care ar fi bucuriile pe care vi le aduc copiii? Da, bucuriile sunt pentru mine, mi-am dorit foarte mult ca familia noastră să aibă copii și mulțumim Domnului pentru aceasta. Mi-amintesc că Maria Luisa, ea s-a născut în Italia, la Verona, și după o zi de muncă
veneam acasă și ea fiind mică, o luam în brațe și nu mă săturam să stau cu ea în brațe. Chiar Maria Luiza și Thomas la fel, a fost o bucurie, este o bucurie pentru noi. Thomas acum a ajuns și ministrant, îi place foarte mult să meargă la biserică să ministreze. Îi zic, tată, de ce? Tată, nu știu, de acolo, de sus, de la altar, văd lumea altfel, mă simt, chiar dacă face episcopul liturghia și este lungă, mă simt altfel, mă simt bine. Și mă bucură lucrul ăsta. Este o bucurie enormă când auzi la copil că îi place. Bucurii și dificultăți în educația copiilor. Părinte Felician, mă întreb din nou spre dumneavoastră ca să vă întreb dacă există părinți de nota 10 sau mai bine zis să vă întreb ce ar însemna părinți de nota 10. Dacă ar fi să vă răspundă omul din mine sau copilul din mine, v-aș spune că există părinți de nota 10 și că singurii părinți din lume de nota 10 sunt ai mei. Chiar dacă aceasta sună egoism, cred că fiecare copil, dacă e să fie sincer, să fie realist, va spune mereu, părinții lui sunt de nota 10, așa cum părinții, dacă sunt realiști, vor spune copiii mei, copiii noștri, sunt de nota 10. Acum e greu să cuantificăm ce înseamnă a fi de nota 10, pentru că, până la urmă, la rândul lor, sunt oameni și orice om este o ființă limitată. Depinde din ce unghi privim. Mai ales, cred că depinde și de perioada, de vârsta copiilor. Dacă ne gândim la perioada adolescenței, numai de nota 10 nu sunt. Părinții chiar sunt de-a dreptul dușmanii copiilor lor. Sigur că cu cât înaintează în vârstă, mai ales, cum îmi place mie să spun, când ajung la vârsta maturității umane, deci în jur de 35-40 de ani, atunci viața în fostul copil se așează și redimensionează tot discursul pe care l-a avut în copilărie, în adolescență, cu părinții. Și, aș zice, atunci este momentul în care orice copil realizează că părinții lui au fost efectiv de 10 și că au avut curajul să sublinieze ceea ce nu funcționa, să spună ceea ce nu funcționa. Au fost, cu alte cuvinte, oamenii potriviți la timpul potrivit și ei au cuvinte de laudă. Am găsit ceva interesant. Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său. Și iată ce spune la un moment dat aici. Fiul meu, se cade să cinstești și să lauzi pe Dumnezeul cel mare și bun și ziua și noaptea. Probabil copiii dumneavoastră vă ascultă la această emisiune. Pe această cale, care ar fi învățăturile dumneavoastră pentru copiii dumneavoastră? Într-o frază, ce le-ați zice? Cel mai important lucru. Începem cu dumneavoastră, doamna Matilda Andrici. Da, eu le-aș spune copiilor mei cam așa. Le-aș spune, copile drag, Dumnezeu ne-a creat din iubire. Noi suntem, prin urmare, fii ai iubirii. Așadar, fii atent cum te comporți, pentru că trebuie să te comporți ca atare, ca fiul al iubirii, ca fiul al lui Dumnezeu. Asta i-aș spune. Și dacă l-ar auzi și pe tatăl lor, ce le-ar zice tatăl? Le-aș spune în felul următor. Fără rugăciune și fără Dumnezeu, în viață nu poți reuși nimica. Și, mai mult ca asta, Dumnezeu este iubire. De asemenea, și noi trebuie să fim acei care răspândesc în jurul lor iubirea. Fără iubire nu poți face nimic. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și sigur Crăciunul ca atare, pentru că suntem în preajma Crăciunului, ca și Duminica Familiei, ne vorbesc aceste două sărbători în continuare despre colinde, despre magi, despre păstori, despre Maria, Iosif, și mai ales despre pruncul din Esle, despre acela care a coborât în mijlocul nostru. Ce vă fascinează cel mai mult gândindu-vă la evenimentul Crăciunului? Și asta vă întreb ca un mesaj pe care l-ați avea pentru cei care ne ascultă.
Părinte Felicea? Pe mine, evident, mă fascinează pruncul din Ieslea de la Betleem, care, dincolo de faptul că este un om, este semnul prin excelență al iubirii lui Dumnezeu față de om. Și aș îndemna, ca îndemn așa final pentru familie, să privească spre acest semn și apoi să privească spre ei înșiși ca soți și să se întrebe unde este locul în familia lor pentru acest semn, pentru acest copil Dumnezeu. Deși acum sunt adult, așa cum spunea și Părintele Felician, mă fascinează foarte mult pruncul din Iesle, sărăcia din Iesle și măreția lui Dumnezeu. Mereu am văzut-o ca o minune a cerului pe pământ, nașterea lui Iisus. E o fascinație plină de admirație și recunoștință în același timp. Domnul Ștefan? Pe mine m-a fascinat de mic copil acel parfum al Ieslei. Este pentru mine, l-am simțit de mic copil și simt și astăzi când ajunge această sărbătoare a nașterii Domnului, simt acel parfum care nu-l pot explica prin cuvinte. Este un parfum dumnezeiesc. Este fascinant să te simți lângă Dumnezeu care a coborât pe pământ. Este de nedescris. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, Părintele Felician Tiba, director al Oficiului pentru Familii din cadrul Dieceziei de Iași, familia Matilda și Ștefan Andrici. Vă mulțumesc mult, vă mai aștept și cu o altă ocazie la o nouă emisiune. Mulțumesc de asemenea Părintelui Claudiu Bulai, care a fost la pupitru tehnic și ne-a asistat la această emisiune. Și vă mulțumesc noastră, dragi ascultători ai Radioului Maria, pentru că ați stat cu noi aproape o oră. Iată, consider că cele auzite pot constitui un îndemn pentru ca să punem la baza familiei noastre rugăciunea, liturghia, citirea Evangheliilor, adică să-L facem pe Hristos să se nască la acest Crăciun în familiile noastre. Vă mulțumesc și vă dau întâlnire la o nouă emisiune data viitoare. Până atunci, să aveți sărbători frumoase și binecuvântate și fie ca familiile să se apropie tot mai mult la acest Crăciun de pruncul din Iesle și să renască la acest Crăciun pentru o viață nouă. Să aveți sărbători binecuvântate de Dumnezeu. La revedere!